Această porțiune de teren din centrul orașului Basarabeasca mulți ani la rând nu a prezentat niciun interes pentru oameni. În anul 2010 a atras atenția grupului de inițiativă al femeilor, care a decis să înceapă construcția scuarului Dragostei și Bunătății. Ideea s-a materializat în proiect, care a fost realizat de către Clubul de Femei Golubca. Acesta a fost finanțat de Fondul Ucrainean al Femeilor. O parte din mijloace financiare a fost colectată prin intermediul evenimentelor de binefacere. Un mare aport în acest proces l-a avut și Guvernul Republicii Moldova. На путем лоббирования проблемы через депутата парламента ЛДПМ господина Ионаша были заложены в бюджет города на 2014 год средства для специального... Problema a fost promovată și susținută de către parlamentarul PLDM, domnul Ionaș. În bugetul orașului pentru anul 2014 au fost incluse mijloace financiare pentru construcția scuarului în sumă de 400.000 de lei. Acești bani au fost utilizați pe timpul mandatelor primarilor anteriori. Am insistat pe încheierea unui contract de colaborare, dar nu s-a reușit. S-a efectuat construcția fără implicarea noastră. Totul s-a desfășurat după viziunea domnului Harlampi și a primarului. Sunt unele devieri de la proiect, dar mulțumesc lui Dumnezeu că și așa totul e bine. Cu resursele financiare colectate în cadrul primului proiect, a fost constituită documentația tehnică și efectuată o parte din lucrările de construcție. Acum, Clubul de Femei Golubca are misiunea de a amenaja scuarul, dar în acest scop este nevoie de mijloace financiare suplimentare. Președinta clubului, Raisa Voroniuc, a apelat la diferite organizații internaționale care oferă granturi. În sfârșit, cererea de finanțare i-a fost acceptată de Fondul Europei de Est, care a oferit 17.000 de dolari pentru realizarea proiectului Scuarul Poporului 2. Главная цель проекта – это вовлечь население города Басарабяска в решение проблем. Scopul principal al proiectului este de a implica locuitorii orașului în soluționarea problemelor acestui oraș. În cazul dat, construcția scuarului Dragostei și Bunătății. Asta pentru ca ei să înțeleagă cum se nasc valorile orașului și ca să le prețuiască. Dacă noi facem ceva cu propriile noastre puteri, atunci păstrăm. Pentru că ceea ce vine pe gratis, cu regret, nu ne-am învățat să le păstrăm. Pentru amenajarea scuarului vor fi constituite trei grupuri de voluntari. Una dintre ele vor fi antreprenorii care vor dori să-și aducă aportul, iar celelalte două vor fi formate din elevii care vor participa la sădirea puieților și la decorare. Organizatorii speră ca majoritatea dintre voluntari să fie de la liceele Pușkin și Matei Basarab. Cred că este foarte importantă implicarea tinerilor, pentru că acesta este un proiect pentru dânsii și pentru viitorul lor. Este un lucru care se face în nivel de oraș și acolo ei au să-și depună munca lor și asta se va prețui de-a lungul anilor. La prezentarea proiectului au asistat oameni cu vârste și profesii diferite, pedagogi, antreprenori, membri ai Clubului de Femei Golubca și alți orășeni. Я считаю, что это хороший проект. Сегодня в городе нет ни одного места, где мамы с детьми, с пожилые люди могли в любое время года прийти. Cred că este un proiect bun. Astăzi în oraș nu există un asemenea loc unde mamele cu copiii sau vârstnicii să se odihnească. Acest parc este singurul în oraș. Мы очень надеемся, что этот сквер, конечно, у него есть будущее. Уже сегодня. Sperăm că acest scuar să aibă viitor. Chiar și acum acolo se odihnesc oameni. Sigur, mai este mult de lucru pentru a-l finaliza. Acolo ne vom odihni noi, împreună cu nepoții noștri, chiar și noi, atunci când vom îmbătrâni. În cadrul evenimentului a fost creat un grup de inițiativă care va fi implicat în mod activ în activitatea de amenajare a scuarului, Dragostei și Bunătății. De asemenea, și primarul orașului Valentin Cimpoie și-a promis că va acorda susținere în realizarea proiectului. Obiectul urmează să fie dat în exploatare la 1 octombrie curent.